Cum ar fi să dispari? Eu una m-am gândit de mai multe ori în viața asta, cum ar fi să se întâmple asta, să dispar. Nu mă refer la genul acela de dispariție controversată ca a Elodiei sau orice alt fel de dispariție care ar provoca întrebări, drame, suferință sau agitația Interpolului. Mă gândesc la o dispariție care nu ar provoca nimic. Să dispar cu tot, cu trup și cu urme, ca și cum mi-aș anihila propria existență. Nu ca într-o sinucidere, ci ca o plecare de care să știu doar eu că e plecare, căci pentru restul ar fi tot una, cu sau fără dispariția mea. Oare ce s-ar întâmpla dacă aș pleca fără să las vreo urmă că aș fi existat vreodată? Știu cum s-ar întâmpla dispariția. Aș aștepta într-o noapte să adoarmă toată lumea și în timp ce visele pun stăpânire pe oameni, aș opri timpul în loc și mi-aș dobândi un fel de superputere prin care aș lua amintirile cu mine din mințile tuturor. Pozele mele la fel le-aș lua, tot ce am realizat cu mâinile mele în viața asta aș strânge într-o cutie pe care aș lua-o cu mine. Unele amintiri le-aș lăsa, dar le-aș distorsiona și le-aș modifica așa încât să nu mă mai conțină pe mine. Iar în locul meu aș pune o albină, o măslină, o persoană care să-mi țină locul, personalizată după amintirea fiecăruia. De la oameni ce m-au văzut pe stradă, ori cu care am interacționat doar odată, până la oameni dragi, care din ziua aceea vor avea probabil lacune, lapsus și deja vuri constant. Ceva totuși aș vrea să las, dar fără amprenta mea, ci doar ca pe ceva care este și o să rămână. Impactul asupra oamenilor. Aici, când zic impact, mă refer la unul pozitiv. Dacă au existat oameni pe care prin prezența mea am avut onoarea de a schimba sau de a transforma ceva în bine sau în mai bine în ființa lor, atunci asta vreau să rămână. Și mai ales vreau să zâmbească. Să zâmbească când nu se gândesc la mine, dar la ce am lăsat ca înlocuitor. La albină, la măslină, la persoane și mai ales la soare și la lună. Căci plănuiesc când plec să mă situez între ele două și să privesc viața ce am lăsat în urmă de acum de acolo.